cu mâncare și acum murim de foame, domnule, și totul este importat. De ce? La revedere. Nu poate să-mi explice mie niciun... Se pot scrie și s-au scris cărți multe. Păi nu, ce să scriem cărți? Tot ce e acum este din import, din Turcia, din alea, absolut totuși. Noi ne-am plătit datorile din mâncare, acum și murim de foame. Nu? Ce mai o frecăm? Nu încercăm noi acum la televizor să rezolvăm ce n-au putut alții sau... Păi nu încercăm, dar măcar să ne spunem părerea. Nu, eu nu cer, nu pot să rezolvăm. Eu v-am spus părerea despre cine-l cunosc. Da. Iar părerea mea așa în general despre... cum să spune, despre... situația politică, nu, niciun caz nu o să spun că era mai bine atunci decât acum. Dar nimeni nu susține treaba asta. Niciun caz n-am să spun. Sunt atâtea motive care îndreptățesc oricare om să spună că atunci nu era mai bine decât acum. Sunt enorm de multe motive temeiate. Că nu era mai bine atunci decât acum? Da, sigur că da. Sunt enorm de multe motive temeiate. Sigur, și eu sunt de acord. În primul rând... Dar uitați ce spun oamenii, că pe timpul lui Ceaușescu zic că aveam congelatorul plin, iar acum facem foamea, ne spune doamna Florii din București. Da. Pe timpul lui Ceaușescu nu murea de foame decât puturoșii. Mureau de foame doar puturoșii. Sunt și oameni de genul, sigur că da. Sunt și unii care atunci au dus-o... Învățământul nu mai e ca pe vremea aia. Spitalele nu mai sunt ca pe vremea aia. Învățământul e la pământ acum. Bă, și spitale, cum stă acum? Da, dar acum ai dreptul de la opinie, ai dreptul să dreptul la circulație, dreptul să te informezi de unde vrei. Ăsta este un câștig foarte mare, domnule. Atunci îți dădeau eu ce vreau. Acum intru pe net și văd ce vreau eu și fac ce vreau eu. Sunt sigur că sunt... Multe în state acum e o nenorocire ce este. Sunt multe pro și contra, dar ce se întâmplă acum, aveți că nimeni nu, acum nu, că ăsta nu e capitalism și acum, asta e un fel de bătaie de joc. Da, sunt multe. Eu nu cred că în capitalism există un spital și se întâmplă acum. Noi n-am știut, probabil, cei care au fost la conducerea, n-au știut ce înseamnă capitalismul, n-au știut cum să-l aplice. Ba nu, ei știu foarte bine, dar ei sunt niște nesimțiți. Au avut interesul să-și facă pentru ei, probabil. Domnule dragă, orice ministru al sănătății, în clipa când fierbea un copil, asta nu că îl și aresta. Și își dădea demisia. La noi cine și-a dat demisia? Spuneți-mi un singur politician care și-a dat demisia. Păi cum să-și dea demisia când o duce așa de bine acolo? Trăiesc pe banii statului și trăiesc pe cum se spune... Ați văzut în Germania acum, ăla au făcut o mică manifestare și a dat președintele pentru că au trimis câțiva militari acolo. La noi nu avem politicieni la ora actuală. Asta e altă, sigur, asta și. Deci la noi nu-și dă nimeni nicio demisia, nu-i deraiază trenurile cum vor ele, ministrul vine și râde, nu? Dar există totuși o diferență între epoca comunistă, vorbesc, nu a lui Ceaușescu. Fără discuție. Epoca comunistă și epoca asta, așa zisă, de democrație. Același lucru am spus eu, dar nu pot să condamn tot ce a fost. Eu cu asta nu sunt de acord, să condamn absolut tot ce a fost în chestia aia și acum să fie. Deci atunci au fost lucruri bune și lucruri rele. Acum... Noi n-am știut după Revoluție ce trebuie să facem. Acum majoritatea sunt rele, aici e toată nenorocirea. Să iei banii la un pensionar care și-a plătit toată viața. Ăsta după mine este o hoție, furt. Păi eu mi-am plătit banul ăla, domnule. Nu mi-l dai tu stat, nu faci tu mie stat o pomană că îmi dai pensia. A, eu mi-am plătit-o, cum eu plătesc și eu acum, că mă obligă. Eu dacă nu plătesc acum taxe la pensie, vine garda financiară și mă amendează cu sute de mii de lei. Păi și după aia tu mă obligi ca stat să ți-o dau ție și după aia tu vii și tot tu stat și mi-o iei mie. Stimate domn, sunt multe de spus. Nu la televizor le putem noi acum deschide. Deci unde să le spunem? Ba da, acum asta e democrația. Că poți să le spun la televizor, nu mai le spun pe la colț ca pe timpul lor. Sunt prea multe de spus și comentat și făcut diferente între un sistem și altul. Prea multă diferență între cele două sisteme. Numai că nu suntem noi în măsură să le rezolvăm acum sau să le punem la putere. Nu, de rezolvat nu suntem în măsură, dar eu pot să mă exprim. Da. Rămâneți puțin la telefon, domnul Iliescu, imediat luăm puțină publicitate și revenim imediat și cu domnul Serghei și cu domnul...